Trebuie să existe o cuvințare la un set minim de doctrine biblice esențiale. Tu nu poți să fii membru, să fii membru în adunare și să spui vreau și eu să fiu membru în adunarea voastră. De ce? Păi am aici, aici sunt părinții mei. Nu, tu trebuie să vezi ce credem noi și dacă înțelegi și ești de acord cu ce credem noi, poți să fii membru în adunare. Nu în toate aspectele. Nu în toate aspectele secundare. Dar cel puțin nu am putea sub nicio formă, noi ca adunare și nicio adunare a Noului Testament, să primească pe cineva care nu știe ce e Evanghelia. Tu cum ești mântuit? Păi vin la biserică, eu din mic m-am născut în familie de credincios, păi ce pun, du-mă la ortodox. Normal că trebuie să fiu membru în adunarea asta. Când mă botezați? Nu te botezăm, tu trebuie să fii născut din nou. Tu n-ai înțeles nimic despre ce înseamnă mântuirea și Evanghelia. Nu poți să fii membru în această adunare, da? Ăsta e minimul minimorum ca să fii membru într-o adunare, să înțelegi care este Evanghelia, da? Dacă ai aversiune față de cuvântul lui Dumnezeu, față de doctrinele esențiale, tu nu crezi în Sfânta Treime, tu nu crezi în lucrarea ispășitoare, substitutivă a Domnului Iisus Hristos, nu crezi în neprihănirea atribuită prin credință, nu crezi în judecata viitoare, nu crezi în învierea morților, lucruri pe care apostolii spun că sunt de temelie, Evrei capitolul 6, sunt de la începutul credinței. Dacă tu nu ești de acord cu lucrurile astea, ne pare rău, nu poți să fii membru într-o adunare a Domnului Iisus Hristos, într-o adunare locală.